Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial despre o aplicație cu ajutorul căreia puteți să traduceți conversațiile pe Skype în timp real, adică în timp ce scrieți veți primi traducerea. De curând, Microsoft a lansat o aplicație care nu doar traduce un text în mod real, ci pur și simplu traduce vocal, adică dumneavoastră vorbiți într-o limbă și interlocutorul dumneavoastră aude în limba pe care el o cunoaște, în limba care a fost setată, să spunem că dumneavoastră vorbiți în română cu un englez, ceea ce dumneavoastră spuneți în română va auzi în engleză, iar dumneavoastră ceea ce spune el veți auzi în română. Această aplicație este deocamdată un experiment. Astăzi voi veni cu o aplicație care poate fi o soluție în momentul în care dumneavoastră comunicați cu persoane care nu cunosc limba dumneavoastră. Să spunem că vreți să comunicați cu un german, însă dumneavoastră nu cunoaște nicio boabă de germană și nu veți putea înțelege ceea ce el vă adresează. De la început vă spun că această aplicație nu traduce excelent, însă vă poate oferi o mână de ajutor atunci când aveți nevoie. Haideți să începem videotutorialul. Aplicația se numește Clownfish și vedeți că este și pentru Windows și Linux și pentru Mac. Mergem pe pagina oficială. Aici avem butonul de download pentru Windows XP, Vista, 7 și 8. De asemenea, puteți să descărcați și o variantă portabilă dacă doriți, însă dezavantajul variantei portabile este acela că va trebui să faceți anumite setări de fiecare dată când folosiți această aplicație, setări pe care nu va trebui să le repetați dacă instalați această aplicație. Eu voi descărca executabilul aplicației pentru a-l instala. Îl am aici. Se instalează foarte rapid: Run, Next, Next, Next și Install. Lăsați așa cum vine din nou Install, Next, Finish, voi șterge executabilul și voi porni aplicația. Să nu vă aștepta să vi se va deschide ceva, pentru că acest lucru nu se va întâmpla. Tot ce se va întâmpla va fi această pictogramă în bara de start. Dacă nu va apare aici, o să va apară aici. Când veți deschide Skype-ul, veți avea aici o fereastră cu două butoane unde va trebui să dați, permiteți acum sau ceva de genul ăsta. Eu am testat această aplicație, de aceea nu mai îmi apare. Skype îmi recunoaște această aplicație. Spuneam că va trebui să faceți anumite setări. În primul rând, aplicația trebuie să arate de forma aceasta. Nu trebuie să fie închisă. Dăm click dreapta și aici aveți foarte multe opțiuni. Nu o să stau să le explic pe toate decât pe cele mai importante. După cum vedeți, vă puteți schimba vocea într-un timp real. Dați aici și vă alegeți una dintre variantele pe care vi le oferă. De asemenea, puteți să înregistrați și vorbirea de pe Skype, dar subiectul acestui videotutorial este altul și anume traducerea dintr-o limbă străină și într-o limbă străină. Aveți aici mai multe variante de unde poate această aplicație să culeagă traducerea de pe Google, de pe Babylon, Bing și așa mai departe. Aveți grijă că aici să fie Disable Translation. O să vedeți imediat dacă apăs. Aici se va întrerupere traducerea dacă nu vreți să mai fie tradus. Va fi acest buton cu semnul oprit. Dați dublu clic și acesta va reveni la normal. Dacă vreți să vă ascundă textul original, veți vedea despre ce este vorba. Aici să setați traducătorul, de asemenea de unde poate fi culeasă traducerea. Și aici, în ce limbă să vină mesajele dumneavoastră. Să spunem că dumneavoastră scrieți din română și vreți ca limba în care se face traducerea să fie engleză. To English. Interlocutorul meu este tot român și va scrie în română pentru a vedea că veți primi mesajele în engleză să presupunem că dumneavoastră sunteți englez. Pentru a face acest lucru mergem click dreapta și la setarea traducerii care vine voi pune engleză. Mă voi pune acum, pentru a înțelege dumneavoastră mai bine, în situația englezului care primește mesaje de la un român. Și așa veți vedea, ce nu vede el în momentul în care dumneavoastră scrieți. Eu voi scrie în română, dar voi trimite mesajele în engleză. Am dat să ascundă mesajul original și acum sper să primesc mesajul de la o româncă. Eu nu știu românește, însă pot citi aici Haider. What do you do? Vede interlocutoarea mea româncă, iar eu voi vedea imediat ceea ce îmi scrie. Atât de simplă este această aplicație, însă aveți grijă la setări. V-am spus că varianta portabilă va trebui să faceți aceste setări de fiecare dată când o deschideți, însă la varianta care o instalați, nu trebuie să faceți aceste setări. Toate setările care trebuie să făcute, apăsați acest buton dacă cumva este enable. Dacă vreți să ascundă mesajul original pe care dumneavoastră l-ați trimis, apăsați aici. Alegeți-vă de aici site-ul de unde se face traducerea. După aceea, dacă vreți ca cineva să vă citească acest text, să nu-l citiți dumneavoastră, o puteți face mai ales dacă aveți instalat Textaloud sau Ivona, despre care am vorbit pe canalul meu, sau puteți alege de aici ca cineva să citească mesajul primit, să nu vă mai obosiți dumneavoastră ochii. De aici, la fel, după ce ați ales site-ul de unde se face traducerea, alegeți de aici din ce limbă se face traducerea, în ce limbă. Dacă vreți să vă schimbați vocea sau dacă vreți să înregistrați această conversație, o puteți face. De asemenea, mai sunt și alte opțiuni aici, pe care însă vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Sper că această aplicație să vă fie utilă. Această aplicație traduce destul de bine nu perfect, dar vă poate fi de un real ajutor atunci când vreți să conversați cu o persoană a cărei limbă nu o cunoașteți. Pentru a opri această aplicație, tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe acest buton și în momentul în care apare acest semn, conversația nu va mai fi tradusă. Asta când vorbiți cu prietenii dumneavoastră. În momentul în care doriți din nou ca această aplicație să funcționeze și să traducă după setările pe care dumneavoastră le faceți, Apăsați butonul acesta și în momentul acesta aplicația va traduce din nou. Acesta a fost videotutorialul de astăzi. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.